Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi o să facem o budincă de chia, vedeți, cu semințe de chia. Și acestea sunt ingredientele și o să facem cu cacao, cu banane și cu frunze de mentă. O să începem cu laptele de migdale. O să-l facem. Eu aici am 400 de lapte fierbinte și circa 80 de grame de migdale măcinate, ca o făină. Așa. Și aceasta o să fie laptele nostru de migdale. Și apoi o să avem nevoie de ciocolată, câteva bucățele. Bună ziua, Rodica! Bine ai venit! Bine ați venit! Și o să facem o budincă cu cacao din chia, cu semințele de chia. Să știți că este bună, 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 bună. Așa. Și o să avem nevoie de o linguriță de cacao. O să decorăm cu o căpșunică două. O să adăugăm și câteva bucățele de ciocolată. Și o să punem un pic de scorțișoară. Sau cine dorește, pune un pic de rom. Așa. Apoi o să facem cu banană și cu stafide. Și o să adăugăm și câte o să îndulcim cu puțină miere de albine, cine dorește să îndulcească cu puțină miere. Și mentă, cu frunzulițe de mentă, vedeți? Aici am puțin lapte fierbinte. Așa. Și eu am să rup frunzulița de mentă și am să o pun imediat așa în aici, în lapte. Așa, și o să rupem așa frunzulițele câteva. Facem așa câte un păhăruț pentru micul dejun. Și am să fac cam o porție împărțită în trei, cu trei gusturi. Așa. Și apăsăm așa aici frunzele de mentă. Le puteți da, dacă faceți mai mult, și la blender. Le mixați cu lapte la blender și apoi le treceți prin sită. Așa. Eu am să le fac așa aici și am să le... Să le pun în lapte fierbinte, câteva. Eu o să le dăm și la blender ca să vedeți cum le fac. Așa. Aici am laptele fierbinte, las puțin să se... Am făcut numai lapte. Așa. Și lăsăm aici deoparte menta. Și o să începem cu așa. O să începem să facem laptele de migdale. Eu îl fac cu lapte fierbinte și cu făină de migdale. Sau migdalele măcinați ca o făină. Aici am 400 de grame de lapte fierbinte și 80 de migdale. Și peste laptele fierbinte am să pun migdalele, toate le punem așa. Și amestecăm așa bine. Și lăsăm să se răcească. Să vedeți că se îngroașă puțin după ce se răcește. Așa. Am amestecat și lăsăm să se răcească. Vedeți? Și consistența, ia uitați, vedeți că este mai groasă? Așa. Și am să folosesc această că este gata răcită. Și avem laptele nostru de migdale. Și o să-l punem așa aici alături. Banana. Și o să punem puțină banană într-un bol. O să tăiem așa o bucățică.
să nu fie. Și o să o pisăm așa cu puțin cu furculița. O să adăugăm o lingurită de chia. O linguriță, cam o lingură așa mai mare să punem. Vedeți? O lingură plină de chia. Apoi, cine dorește, îndulcește cu puțină miere și pune tot așa o linguriță. Așa. Dăm așa deoparte. Amestecăm puțin. Și acum o să punem din laptele nostru de migdale. Vedeți? Cel răcit. Acest este făcut acum. O să punem circa 50 de grame. Așa. Și lăsăm circa o oră, două. Și o să vedeți cum o să se umfle semințele de chia. Așa. O să adăugăm și câteva stafide în interior. Așa. Și acum lăsăm așa. Și avem prima budincă. Și o să iasă, ia uitați. Vedeți? Eu le-am făcut. Ia uitați. Se vede că este groasă, groasă, groasă. Ia uitați-o. Vedeți că este groasă. Așa. Că bunica s-a făcut. Ia. Așa au crescut. Și au triplat volumul. Așa. Și o să punem deasupra 2-3 felii de banană. O să tai așa. Și câteva stafide. Și avem prima budincă. Așa. Eu o să strupesc cu puțină lămâie banana ca să nu se negrească. Și am să pun așa deasupra. Așa. Punem și câteva stafide. Și avem micul nostru dejun. Sau la ora 5 putem și seara putem să cinăm cu această, așa, și câteva stafide. Vedeți? Și avem prima noastră budincă făcută acum. O lăsăm ca să-și tripleze volumul, să vezi cum se face. Și aceasta este prima budincă. Și o punem așa aici. Acum. O să luăm un alt păhăruț, un alt, sau un alt vas micuț și o să punem o linguriță de cacao. Așa. O linguriță de cacao. O să punem o linguriță de chia. Cam o linguriță, o lingură, o lingură și jumătate, vedeți? Cam așa. Și 50 de grame. Deci cam două lingurițe mici de chia o să vină. Și 50 de grame de lapte de soia. Așa, eu l-am împărțit, am avut 150 aici. Și amestecăm. Așa. Și lăsăm să-și tripleze volumul. O să tăiem câteva bucățele de ciocolată. Și am...
să punem așa peste. Și rezultatul, ia uitați, o să fie acesta. Vedeți cum au crescut? Se vede, nu? Așa. Ia să vă arăt așa, vedeți cum este de groasă? Ia uitați. Exact ca o budincă. Așa. Și o să punem bucățele de ciocolată peste. Ciocolata mâruie. Așa. Și le punem așa. Aici nu am pus, cine dorește să pună și puțină miere, miere de albine. Ia uitați, o să punem și puțină miere, eu am uitat să pun. Așa, cam o linguriță, că avem cacao amară. Așa. Și apoi o să tăiem câte o căpșunică și o să punem așa peste aici. Una, două. Așa. Și avem a doua budincă. Și o așezăm așa aici. Și acum o să facem cea cu mentă. Aici puțin lapte și cu foițele de mentă. Acum eu am să le pun la blender. Bună ziua, bună ziua! Este tare bun la Gosidonia. Sunt bune, bune, sunt sănătoase. Așa, și o să punem aici în blender. Deci am pus frunzulițe de mentă cu lapte fierbinte. Și am făcut puțină infuzie. Și o să punem așa aici. O să le pun pe toate. Să punem toate frunzulițele. Acoperim și să dăm la închiză. Să facem aici. Am să scot. Așa. Mi-am pregătit o sită. Și o să punem sita. Și acum o să punem toată compoziția aici. De mentă. Și având în vedere că avem laptele fierbinte și ne trebuie lapte de migdale, eu am să pun un pic de praf de migdale în interior și lăsăm să se răcească. Așa, și iau puțin praf de migdale și îl pun așa în interior. O linguriță, două. Așa, și amestecăm. Punem o lingură de, sunt cam două lingurițe de astea mici de chia. Și o să punem așa aici. Și amestecăm. Punem și puțină miere. Cam o linguriță. Așa.
amestecăm. Și o lăsăm o oră, două, trei, sau de seara până dimineața și avem micul nostru dejun. Și ia uitați, când se umplă, vedeți că schimbă și culoarea, așa o să iasă. Și o să punem așa o frunzuliță, două de mentă deasupra, peste. Putem adăuga și puțină ciocolată dacă dorim. Să punem așa o bucățică, două. E să tai. Așa. Și punem așa puțină ciocolată. Vedeți? Și avem budinca noastră de mentă. Acestea, uitați, acestea sunt budinca cu mentă, cu chia și mentă, cu cacao, cu ciocolată. Se vede? Așa. Și cea cu banane. O puteți face și simplă, doar cu laptele de migdale și cu puțină miere. Cu puțină miere și cu... Vă pup și vă mulțumesc din suflet tuturor. La revedere, pupici! Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag, așa vă îmbrățișez pe toți. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături și că mă urmăriți. O zi frumoasă, weekend plăcut și numai bine tuturor. La revedere! Și ne vedem cu alte rețete, pupici și multă, multă sănătate vă doresc!